Tehnicianul a decis să-și rezilieze contractul la o zi după ce echipa pe care o pregătea a obținut doar un rezultat de egalitate. Scor 1-1 pe teren propriu cu Oțelul Galați. Daniel Iseil a devenit antrenorul Astrei în primăvara anului trecut. Cu el pe bancă, Astra a ajuns la prima participare din istorie în cupele europene, până în play-off-ul Ligii Europa. Iseil i-a lăsat pe Astral pe locul 2 în clasament, la 5 puncte în urma liderului Steaua. La sfârșitul meciului de vineri seara cu Oțelul Galați, Daniel Iseil a fost apostrofat de patron chiar în vestiar. Fiind întrebat de ce Iota a trebuit să execute penaltiul care a încurcat rezultatul final. Venit după meci și m-a întrebat de ce a executat Karim acel penalti. Am și explicat că nu el era desemnat să execute. Primul ar fi fost Iorga, al doilea Cristescu. Din păcate, Iorga a ieșit la pauză, nu putea să execute de la vestiar. Cristescu a făcut o partidă în primă repriză mai modestă și probabil n-a avut încredere. Și atunci, al treilea a fost Ioda. Din păcate a ratat, nu este nici primul, nici ultimul fotbalist care ratează un penalti, se poate întâmpla. Iseil pleacă de la Giurgiu după un parcurs frumos cu rezultate deosebite, fiind un antrenor respectat atât de jucători cât și de suporteri și de către presă. Mulțumesc jucătorilor, împreună cu ei am realizat în acest an lucruri extraordinare. Am intrat în istoria clubului, nu? Cele mai bune performanțe ale acestui club, am participat în cupele europene, am fost la un pas să fim în grupele Europa League, am ieșit de acolo cu fruntea sus. În campionat suntem pe un loc 2, mai mult decât ceea ce ne-am propus. Deocamdată Daniel Iseil nu are un angajament cert legat de antrenorat, dar ofertele au început deja să apară. Chiar am refuzat două oferte. Nu, deocamdată e prematur, dar depinde și de oferte. Sunt dispus la discuții, voi analiza dacă va veni o ofertă convenabilă și voi vedea dacă îi voi da curs sau nu. Noul antrenor al Astrei este Florin Marin, cel care a condus ultima dată ca principal formația Cehlăul Piatra Neamț în 2009. De atunci și până în prezent, Florin Marin a făcut parte din staful lui Victor Pițurcă la Steaua în 2010, la Universitatea Craiova în 2010 și la Naționala României din 2011 și până acum. Florin Marin a semnat cu Astra un contract până la vară, cu posibilitatea de prelungire. Obiectivul noului principal este câștigarea Cupei României.